Mino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, pare să fie foarte deranjat de restricțiile și regulile impuse de pandemia de coronavirus în București. Iar zilele trecute, Gino Iorgulescu, unul dintre cei mai puternici oameni din fotbalul românesc, a demonstrat că nu dă doi bani pe regulile impuse de autorități în încercarea de a stopa răspândirea coronavirusului. Mai exact, aflat în zona Dorobanți, decis să cumpere câteva cadouri pentru cei dragi, Gino Iorgulescu a fost surprins de paparazii WO Biz. În timp ce a uitat complet de masca de protecție, obligatorie, printre altele, în magazine și pe stradă. Relaxat, Gino Iorgulescu a intrat fără mască în magazin, a cumpărat ceea ce își dorea și, apoi, tot fără masca de protecție, s-a mai plimbat prin zona Dorobanți, ajungând, într-un final, la mașina parcată în apropiere. Relaxat, fără să pară că s-ar fi gândit vreun moment la faptul că nu respectă legislația în vigoare cu privire la stoparea răspândirii coronavirusului, Gino Iorgulescu a urcat în mașină, a așezat cadoul cumpărat pe scaunul din dreapta și a plecat de acolo. Culmea este că, probabil, Gino Iorgulescu nu s-a gândit nici o secundă că s-ar putea îmbolnăvi și el de coronavirus, virusul fiind extrem de contagios, mai ales în spațiile închise. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal petrecând suficient timp în magazinul din Dorobanți pentru a se expune la COVID-19. Și, cum nu este tocmai tânăr și pare să aibă și câteva kilograme în plus, Gino Iorgulescu pare că și-a asumat un risc destul de mare, o posibilă infectare cu coronavirus fiind o nouă problemă pentru el, pe lângă cele pe care le are deja, probleme serioase generate de Mario, fiul său. Fiul lui Gino Iorgulescu așteaptă extrădarea după un accident cumplit în care a murit un om. Mario Gino Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, are un mandat european de arestare emis de Tribunalul București și a fost localizat în Italia. Procedura se desfășoară pe cale directă, între instanța română și cea italiană. Ministerul Justiției din România nu are însă informații cu privire la stadiul procedurii. Pe 8 septembrie 2019, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, care se deplasa cu un autoturism marca Aston Martin pe șoseaua Chitilei dinspre centura capitalei către Pod Constanța, a pierdut controlul asupra volanului, a pătruns pe contrasens și s-a izbit de un alt autovehicul condus de un bărbat tot în vârstă de 24 ani, care a murit pe loc, au explicat surse din poliție.